Biletul zilei la pariuri sportive, azi 27 decembrie, dragi prieteni, un pariu inedit la Chelsea cu Bournemouth. Chelsea a marcat în 13 din ultimile 14 etape disputate în acest sezon în Premier League, iar pe teren propriu a înscris în toate partidele jucate pe Stamford Bridge. De partea cealaltă, oaspeții au marcat în 13 din totalul de 15 meciuri jucate în acest sezon de Premier League. În deplasare, băieții lui Ionil a înscris în toate cele șapte partide din acest sezon. În aceste condiții, cred eu că sunt șanse mari să vedem cel puțin două goluri, așa că mergem pe un total goluri 2-6 la acest meci, cotă 1-25. Un alt pariu interesant este partida dintre Santruiden și Warghamn. Dragi prieteni, Varghem este lider la cartonașe galbene încasate în Liga Belgiană cu o medie de 3-0-0 pe meci. Adversarii, când o întâlnesc, părăsesc terenul cu o medie de 1,76 cartonașe galbene. De partea cealaltă, Trudon 1,82 galbene primite pe meci în acest sezon, adversarii săi părăsesc terenul după 90 de minute de fiecare dată cu o medie de 2,41. Una peste alta, cred că pariul nostru este simplu și avem șanse mari la el. Varghem mai multe cartonașe galbene, iar cota este chiar foarte bună, 1,47. Un meci din Maroc, o liga Marocului unde se înscrie foarte puțin în general, media în acest an pe meci de goluri marcate este undeva la 1.87, iar în ultimele 3 sezoane a fost undeva la maxim 2.2 și -2 10. De aceea cred că la partida dintre Berkane și Al Ittihad Tanger nu poate fi vorba despre un GG și 3+, în acest meci cotă 1.30. Leeds-Manchester City este ultimul meci de pe biletul nostru, am luat un meci de mâine pentru că, după cum vedeți, oferta este destul de slăbuță, dar ca și idee, Manchester City are o medie de 7,29 cornere obținute pe partidă, cedează doar 2,14 la fiecare 90 de minute și cred eu că poate avea mai multe cornere împotriva lui. Leeds, Leeds. care obține 5,43 cornere pe me și cedează 5,14. Pronostic, mai multe cornere Manchester City. Să trecem însă și la celelalte bilete. Avem bilete la Rădoi Marian, 3 bilețele, codul în fața ochilor, îi dăm cu zoom mare să-l vedeți, 1.407 liniuță HDJX și apoi puteți vedea pronosticurile pentru azi. Omul șansa, cum îmi place mie să-i spun, restul biletelor le veți găsi întotdeauna pe comunitatea YouTube, dacă nu am timp să fac un alt clip. Bineînțeles, fac clipul dacă se strâng suficiente bilete, dacă nu le postez pe comunitate individual. 1407 Z N H D J, Q al doilea bilet de la Rădoi Marian trei biletele are Rădoi pentru azi și vine și biletul lui Adrian Ilie, bineînțeles în scurt timp 1407 Z N H D J, G al treilea bilet Alegeți ce vă place, nu e neapărat să copiați biletul integral, doar așa putem scăpa de eventualul meci pierdut, mai de fiecare dată îl scoate câte o partidă. Și Adrian Ilie nu putea să lipsească din clipul nostru, a creat și el un bilet azi, cotă totală 40, miza va aparține fiecăruia în parte, nu uitați, Pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile, mă înclin.